Salutare, dragi prieteni și iadene din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Cei care mi urmăriți canalul frecvent, ați putut vedea că în microferma mea dețin și mistreți, femelă și mascul. Femela e posibil să fie gestantă, iar masculul, l-ați văzut cu toții, este acolo. Am și o curiozitate, oameni buni, vreau să văd ce greutate are, așa că în momentele următoare o să cântărim unul din ei pe care eu puteam să-l prind. O să încerc să prind scroafa, să vedem ce greutate are. Aici cântarul este la 0. O să aducem cușca. O să-i luăm tara, după care o să venim cu porcul și o să o punem pe cântar. Vizionare plăcută! Aici avem monitorul cântarului, 0-0. Cântarul. Imediat o să aducem și cușca. Cușca cântărește 55 de kilograme. Să-i luăm tara. Acum am dat cântarul la 0, în momentul în care o să luăm cușca de pe cântar, monitorul nostru va arăta minus 55 de kilograme. Să aducem porcul. Între timp, noi am băgat scroafa în boxă. Să mergem, oameni buni, la cântar, să vedem despre ce e vorba. Am venit cu porcul până la cântar. Vă arăt încă o dată monitorul, da? Minus 55 de kilograme, adică greutatea cuștii pe care am scăzut-o. Acum să-l punem pe cântar. Ceea ce am spus eu, oameni buni, porcul aici pe cântar, greutate 142,5, 143 de kg. Așadar, oameni buni, am deslușit și acest mister. Înainte de a fi pus porcul pe cântare, eu am zis 140 de kg. Oamenii ăștia au zis 145, adică domnul Ionescu. Adevărul este aici. 143 de kg în cap. Vierul probabil are vreo 138-140 de kg, e puțin mai șui, n-are rost să-l cântărești și pe el, sunt cam la fel. Așadar, până data viitoare, oameni buni, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți, toate cele bune, numai bine, Doamne ajută și multă sănătate!